Ce e un copil ce-ți poate aduce un zâmbet? Ce e un glas duios sau plâns cu suspin? Când îl privești, lumină îndată ți-aduce. Te-ai întrebat vreodată ce e un copil? Un copil e o speranță în casa ta, e un glas ce poate da laudă lui Dumnezeu. El e un dar de mare preț din partea sa, e o moștenire, nu uita, și-o răsplătire pe pământ. Un copil e o speranță în casa ta, e un glas ce poate da laudă lui Dumnezeu. El e un dar de mare preț din partea sa, e o moștenire, nu uita, și-o răsplată pe pământ. Iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul, rodul pântecelui este o răsplată dată de El. Ca săgețile în mâna unui războinic, așa sunt fiii făcuți la tinerețe. Ferice de omul care își umple tolba de săgeți cu ei, căci nu vor rămâne de rușine când vor vorbi cu vrășmașii lor la poartă. Ce e un copil, ce sprijin îți poate aduce? Vezi cerul în el și slava lui Dumnezeu. Zâmbetul său printre stele te conduce. Te-ai întrebat vreodată ce e un copil? Un copil e o săgeată în mâna ta, de ești războinic vei putea lumii întregi să cucerești. E ferice de oricine-și umble tolba cu săgeți, căci de rușine niciodată nu va fi dat. Un copil e o săgeată în mâna ta, de ești războinic vei putea lumii întregi să cucerești. E ferice de oricine-și umple tolba cu săgeți, căci de rușine niciodată nu va fi dat. Deci pentru tine, ce e azi un copil? Amin, slăviți să fie Domnul.